Salutare! Bună seara! Numele meu este Petre Roman și în anii ăștia care au trecut în viața mea am obișnuit de fiecare dată când mă prezint lumea să fie corect de genul "Hai bă, Petre Roman!" Și chiar am început să-mi placă chestia asta, mă mândream cu ea. Până când am terminat facultatea, am căutat un apartament să mă mut la casa mea. Din grabă, la telefon, nu ne-am prezentat nici eu, nici proprietarul. M-am dus la adresă, îl așteptam să-l dau pe spate cu numele meu Petre Roman, apare tipul, bună ziua, Petre Roman, și la care el, încântat, Adrian Năstase. Reacția mea a fost, hai bă, Adrian Năstase. Vedeți, de data asta eram de celălalt capăt al perplexității. Dar mă rog, n-am venit să vorbesc despre numele meu, ci am venit să vorbesc despre ființele care îmi sunt cele mai dragi, și anume câinii. În acești ani în care am salvat, reabilitat și dat spre adopție câini, am învățat foarte multe lucruri de la ei și am furat de la ei filozofia lor de viață. Și anume, dacă nu poți să-l mănânci sau să te joci cu el, atunci fă pipi pe el și du-te mai departe. Am mai învățat că în scurt timp, un om și un câine constituie de fapt un individ și un avatar. Câinele nu este altceva decât avatarul omului. Ca atare m-am gândit ce câine ar fi reprezentativ pentru câteva personalități din România. Și o să încep cu cea mai mare jurată a timpurilor noastre, cu Dana Budeanu. Pe ea o asociez cu un ogar, pentru că ea hăituiește necontenit fătălăii cu gleznuțele goale și amețitele cu tocul. Tot din spectrul ăsta al vânătorii vine și doamna Diana Șoșoacă. Doar că ea vânează pizza, shaorma, mai nou vaccinuri anticovid. Vlad Grigorescu, magicianul în a cărui nas a încăput un cui, dar și pepelea. Un alt magician este Liviu de la Teleorman, cum îi spun prietenii. Care zilele astea este fericit nevoie mare că a tras cartea cărților la Monopoly. Lui Shelley cred că i s-ar potrivi un mops, pentru că este mic și ușor de pronunțat, spre deosebire de Rottweiler. Ina și-a făcut împachetări cu nămol ca bogații în Spania, la celebra stațiune FHM. Pe domnul Ion Țiriac, în schimb, îl asociez în mintea mea cumva cu un schnauzer, pentru că amândoi au mustața mai mare decât PIB-ul Somaliei. Bună, bună! Bravo! Dorian Popa, acest Aquaman de Calatis, acest contabil cu tendințe de vlogger. Lui Dorian îi se potrivește foarte mult rasa American Bully, pentru că amândouă sunt rase relativ noi, create în laborator și crescute cu suplimente. Bully-ul este un câine cu nas turtit și zâmbet larg, Dorian asigurându-se că le îndeplinește pe ambele. Delia. Energia Deliei se aseamănă cel mai mult cu cea unui husky. Ochii lor azuri și zâmbetul șmecheresc hipnotizează audiența. Bă, cel mai frumos câine. I love husky. Plâng când văd husky. Un alt lucru care îi leagă pe cei doi este foamea continuă și am observat că dacă trece o oră fără să mănânce, se transformă într-o divă. Husky. Ceea ce multă lume nu știu dacă a observat, dacă trece o săptămână fără să treacă pe la salon, atât Delia cât și husky arată ca din colțul blocului. Tot în colțul blocului găsim și pe Chelu. Lui Chelu i s-ar potrivi un singur câine, și anume Chihuahua, pentru că doar el îi poate egala nivelul de agresivitate. Nu-i place, s-a așteptat la orice altceva, dar nu... Și temperamentul coleric, nu-i așa? Deși am auzit zvonuri cum că în pauza de țigară Chelu devine foarte relaxat. Nu, orice, dar nu Chihuahua. Un lucru foarte important însă, amândoi trebuie să meargă regulat la medic ca să nu se umple de paraziți. Și dacă vorbim de medici, tratamente, bendeac... Relația lui cu Happy este exemplificarea perfectă a acelui avatar despre care vă povesteam. Atât Mihai cât și Happy sunt absolut disperați după atenție. Mulțumesc! Amândoi au atenția distributivă a unui ou.
Dar lui Mihai ar trebui o haită întreagă, câte un câine pentru fiecare din personalitățile lui. Are nevoie de un câine care să fie educat și sobru, să poată juca Hamlet. Dar și unul promiscu care să pupe tot ce urcă pe scena asta, tot. Unul care să emane ștaif, prestanță, pe danță. Dar și unul care să aducă mingi din locuri dubioase. Bun, bun. Nu te uită nimeni. De asemenea, Mihai are nevoie de un câine care să fie capabil să recite toate poeziile scrise de Ion Barbu. Iisuse Hristoase, cât de urât eram, mă, deci, această fotografie, da, crede-mă, deci dacă aș fi putut, în loc să donez bani, toată dragostea pentru voi, dacă aș fi putut să donez toți banii aia pentru ca să șterg de pe Google vreodată două fotografii, asta era una dintre ele. Mă bucur, băiatule, băi, deci bărbat mai urât ca mine nu exista, nu că acum ar fi o lumină sau așa, dar asta este îngrozitor. Deci... E și unghiul, bă, băi, e unghiul nasol acolo. Deci, uite-te, bă, puțin. Arăți a politician acolo. Arăt ca o... Deci, exact asta este imaginea unei... Să mă ierte Dumnezeu, dar asta este, bă. E foarte ironic că ai menționat acea parte anatomică. Cum spuneam, trebuie să știe toate poezile lui Ion Barbu, dar și să apară în fundul gol de Ziua Mamei Lui. În final, trebuie să recunosc că și eu am avatarul meu, pe Thor. Hai, Thor! Hai, Thor! Așa. Amândoi sfărăim mai tare decât se aude o bormașină duminica dimineața. Ne curg balele când vedem orice de mâncare, dar mai ales trăim viața după același moto. Dacă nu poți să-l mănânci sau să te joci cu el, atunci o seară bună!